încă de mic fiind, mama mea a fost convertită la o biserică baptistă și de mic copil am frecventat biserica, am crescut și am locuit în Republica Moldova. După școală am urmat liceu în România. Atunci a fost prima mea punct de tangență cu România. Tânăr fiind, m-am am făcut planuri să-mi fac uh, carieră, am făcut un liceu militar în Câmpul Moldovinesc și am venit cu așteptări să-mi fac o carieră militară, chiar să rămân uh, la Academii Militare în România. Dar uh, așa a fost și politicul pe timpul ăla, că ne-au întors pe toți în Republica Moldova. Întorcându-mă înapoi, mergând pentru că timpul care l-am frecventat, și o spun cu rușine, în liceu în România, am camuflat că vin dintr-o biserică de pocăiți, adică vin dintr-o familie de pocăiți, deși tatăl nu a fost pocăit, așa a decedat când aveam 12 ani. Am mers la facultate, m-am căsătorit. Prin, în 2004, am, 2005, am primit botezul la o baptistă din Chișinău și acolo și-am rămas ca membru și-am frecventat 17 ani. 16 ani, pardon. Am activat din anul 2 a facultății, am abandonat universitatea și m-am lăsat în lumea afacerilor. Am început cu soția de-a lungul anilor mai multe afaceri. Am dezvoltat începând de la domeniul cu creșterea animalelor, brutărie de pâine, am făcut un restaurant, totul mergea bine. Din punct de vedere a afacerilor și din punct de vedere spiritual, fără creștere. Prin 2019 am început să mă orientez spre România cu ideea de a face export pentru România. Am început să lucrez cu mai multe produse exportând pe piața românească. Povestesc asta în contextul că acum adică, am ajuns să mă mut în România. Și am zis că bine, facem afacere în România, să ne mutăm în România. Deja aveam patru la copil născut, am o familie, cu doi băieți, două, două fete și ne-am gândit că dacă fac afacere în România, să mă mut în România. Și am punctat București, pentru că acolo și era zona de activitate. Buricul Târgului, cum zicem noi, și ne-am pornit inițial la București. Domnul, acum, după ani am înțeles, așa a lucrat, că am ajuns nu la București, am Brașov, și deja de 2 ani de zile locuim în Brașov. Aici am deschis o altă întreprindere românească, unde, iarăși, împreună cu soția, activăm în domeniul afacerilor. La Biserica Punctul Zero, din Brașov, am ajuns, așa pot să zic, foarte interesant. Când am plecat din Chișinău, am fost nu neapărat instruit, dar sfătuit cam la ce biserică să vin. Ca așa e la bisericile, bisericile tradiționale. Vorbești, unii te duci acolo. Păi dacă te duci acolo, mergi și acolo. Și uh, viața mea de credință nu era ok. Uh, am trit o viață duplicitară, mergând la biserică, frecvent frecventând uh, m-am dus cu valul în ceea ce ține treburile lumești, mă refer ca afaceri, ca se dezvolte și alte subiecte, personalitatea se mai dezvoltă în alte domenii și nu, nu am, am, pierdut esența. Tatăl meu a fost alcoolic, a decedat bolna, bolnav fiind în urma exagerării alcoolului. mama s-a rugat mult pentru el, tot când eram încă copil, credeam că să se întoarcă, să schimbă lucrurile, lucrurile nu s-au schimbat. Tânăr fiind, am zis că voi face tot posibil, dar nu voi ajunge ca el. Pentru că a fost un exemplu rău pentru mine și am zis că nu voi consuma alcool. Fiind frecventind biserica, mergând la biserică regulat, nu, practic, nu era duminică să absentăm. Uh, am început să consum alcool uh, și cu timp am devenit un, pot să zic, un alcoolic un anonim. Niciodată n-am vorbit despre lucrul acesta. Doar după eliberarea de pe care să vă povestesc acum, uh, am zis că trebuie să vorbesc cu oamenilor, pentru că uh, ceea ce mi s-a întâmplat în viața mea trebuie să fie și o mărturie pentru alți oameni. Probleme în familie nu erau, dar însă și soția, totul, toate lucrurile astea le vedea chiar dacă mă ascundeam și beam seara în ascuns și când vorbesc beam, nu neapărat că exageram, dar chestia era permanent. Permanent, permanent, permanent. La un moment dat mi-am dat seama pentru că nu e ok. Și prin puterile mele, pentru că în mândria mea am zis că nu merg la păstori, nu merg la slujitori să mărturisesc păcatul pentru că mă ia să mă ia ca un slab, ca un prăpădit. Îmi făceam niște niște gânduri, așa zic, nu, mă descurc eu singur. Țin post, mă abțin, dar chestiile se reveneau, reveneau. Uh, mult timp nu putem să-mi explic din ce cauză vine uh, dorința asta de a bea alcool. Uh, a, a durat uh, ani de zile, ani de zile a durat chestia asta, o, cam, o camuflam foarte bine, de asta și zic despre chestia duplicitară, nu neapărat pentru uh, că. Căzuși sunt de la credință sau știam că nu e ok, dar începeam să mă îmbăt cu gândurile de genul, mai nu e o chestie exagerată, o fac acasă, nu mă vede nimeni. Și, na, până la urmă, îmi, îmi fondam singur pe creierul meu niște explicații pe care singur mi le uh, implementam în creierul meu. Venind în brașov, uh, soția citit o carte și o emisiune și au auzit despre Biserica Punctul Zero. Dimineața, în primele, dum... prim... nu, în a doua duminică, cum ne-am mutat noi în România, în Brașov, am zis că să mergem la o biserică aici, care deja era programat să mergem, unde să vedem care, cum stau lucrurile, să ne punem cu membria, cum e procedura standardă la o biserică tradițională. Mergând la volan, brusc, nu pot să-mi explic, dar fizic am luat volanul în dreapta, din sensul giratoriu unul trebuie să merg înainte și am luat-o la dreapta, mergând pe Zaharia Stanciu pe la Coresie și m-am pomenit în fața bisericii punctul zero. Ok, mergem aici. Ne-am coborât de mașină cu toți patru copii, am intrat în biserică, deja biserica, cred că vreo 5 sau 10 minute deja era la laudă și închinare. Cum am intrat, am simțit un disconfort greu de tot, nu mă simțeam bine absolut de fel. Am stat până la urmă, a urmat predica, disconfortul era în intensitate. Când am ieșit după serviciu, i-am spus soției, soției, vine mai aici la biserică aici. Pentru că dacă am simțit disconfortul și eu știam pe ce plan vine disconfortul ăla, la, știam pentru că nu-i bine cu viața mea personală cu Dumnezeu și am zis că vine mai aici. Cred că într-a doua a duminică, după ce am, am venit la punctul zero, m-am am înscris în într-un grup de casă. Înainte de pandemie, biserica, în timpul săptămânii, după zonele, după cartierele din Brașov, aveau grupuri de casă. Și acolo, la, la grupul de casă, a început și eliberarea mea. Nu a fost o eliberare, așa cum vă vedem în alte mărturii, spontană. Acum s-a rugat, acum omul s-a eliberat. Adică a fost un proces până la urmă. Mergeam în fiecare vineri la grupul de casă, unde am avut un timp extraordinar de restabilire, de refacere, de rugăciuni, de învățare, de descoperire. După câteva luni de zile mergeam, tot auzeam și vedeam ce se întâmplă în biserică, pentru că în unele duminici pastorul făcea lucrare și făcea lucrare de eliberare, de vindecare. Și atunci a început procesul mai intens. Am înțeles că trebuie să scăp ceva, nu numai pe fondul la ce vine dorința asta de a bea alcool, și anume Sara mergând spre Chișinău, că mai aveam încă treaburi cu acte, mergând spre Chișinău, mi-am propus să țin post, am vorbit și cu frații și de la grup care se rugau pentru noi, se rugau, chiar mulțumim fraților din grupul de case care s-au rugat intens pentru noi. Eu trebuie să menționez o chestie. Venind din contextul bisericii din Moldova, care am crescut și am, am frecventat mulți ani, nu cam prepuneam accent și mă uitam sceptic la lucrările care le-am văzut aici în România. Manifestarea Duhului Sfânt, de exemplu. Cam sceptic mi-am. Nu că nu le acceptam, credeam. Pentru că orice pocăit crede, Exact. Și în Biblie citeam și mai mai uitam și pe diferite canale de pe internet, vedeam slujiri de eliberare, manifestarea Duhului Sfânt, dar așa cumva nu era pentru noi. Că e o chestie, ceva pentru alții care probabil nu sunt așa de bine emoțional făcuți și mărg într-o extremă, unde un pic se exagerează, menționez lucrul ăsta pentru că asta credeam eu. Au urmat câteva experiențe unde aici în Biserica Punctul Zero în Brașov, în timpul slujirii chiar, sau în timpul predicii am simțit niște puteri, puteri fizice care au venit ca un val și tot nu putem să le definez. Ce mai bine, mi-au, având emoții, mi-au amorțit o mână sau ceva de genul. Na, ok, le mai dau într-o parte. Pe urmă mă, 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 lămuresc cu ele. Mergând spre Chișinău, am început să zic, țineam post și mă rugam. Anume pentru eliberarea de sub alcool. Pentru că prin puterile mele, ani de zile, nu am putut să, să mă eliberez de această chestie. Neștiind că uh, problema cu alcoolul poate că vine și pe linie generațională, tatăl fiind alcoolic. Și eu în tot timpul mi-am propus și am zis că na, multe greșeli fac, dar doar chestia asta nu voi face niciodată în viață. Și m-am transformat, cum și-am zis, într-un alcoolic anonim. Mergând spre Chișinău, am fost singur atunci în, casa în care locuiam în Chișinău și în timpul nopții domnul a pornit procesul ăsta de eliberare. Pe fondul aceea ce ne-am rugat aici, în grupul casei, vreau să menționez că de fiecare dată când nu beam seara, aveam coșmaruri. Coșmarul de genul șerpi, 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 șerpi pe în casă, șerpi pe jos. E o chestie ridiculă, copilărească, dar la așa, bărbat în toată firea, chiar mă trezeam noaptea de multe ori chinuit de așa coșmarul. Dacă nu beam, nu mai știu exact, era pe la orele 12 noaptea, la un moment dat am simțit o putere care s-a lăsat peste mine și a început să iasă ceva din mine prin nas. Acum nu știu cum să vă explic în detalii, dar am simțit că mi-a ceva, mi ceva pe nas. Era întuneric în cameră și doar lumina de, de, la lună venea pe, pe geam și am simțit chestia care ieșea pe nas, ba intra, ba ieșea și am apucat-o cu mâna și am tras-o afară tare și era ca un maț de sânge închegat, roșietic așa închis. Am aprins lumina, nu mai era mațul, dar l-am simțit efectiv cum a ieșit din mine și cu mâna, adică fizic. Și din momentul ăla am fost eliberat. Am fost eliberat de alcool, n-am mai băut alcool de atunci, nu am mai venit peste mine poftele care erau, care mă stăpâneau, practic. Am venit acasă, înapoi, acasă mă refer deja în România, am mărturisit fraților de la grup, le-am zis, uitați ce mi s-a întâmplat. A fost o mare bucurie și o mare eliberare. După care a urmat, după eliberare a urmat și, și o relație mai strânsă și o experiență mai apropiată ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Venind deja pe un an pandemia, Biserica Punctul Zero a avut harul și binecuvântarea să se să nu facă pauze. Cu părere de rău, cum au avut multe alte biserici. Dar ne-am întâlnit în aer liber, în, cort undeva în munți, în fiecare duminică. Și iar sceptic, scepticismul ăsta, explicarea logică mai rece, am zis că, mai trebuie să văd care până la urmă, de unde vine chestia asta, puterea asta care uneori în timpul închinării o sunt aici în biserică. Păstorul Făniel Șărban venise din, din, vacanță, a predicat și a, am simțit în timpul predicei, și în timpul slujirii lui a fost iarăși așa câteva valuri care venea ca un aer, dar cu putere, cu o frecvență. Și spun soției de alături, s-a terminat serviciu și spun soției, uite ce am experimentat. Și el a zis, uite, du-te de, de el. Și am zis, bă, chiar mă duc. Și -a, am sculat și am mers în direcția păstorului. Nu l-am atins, dar am mers așa pe lângă el. Am, simț, am simțit, o putere, parcă am fost electrocutat. Efectiv, parcă era un transformator de electricitate. A doua zi l-am sunat, nu cred, a doua sau câteva zile l-am sunat și am mărturisit, am spus pastorului experiența care, care am trăit-o și am spus, și l-am spus, bine, dar trebuie să, să și experiența asta și a altor persoane. Da, asta a fost, până la urmă, scurt despre uh, experiența trăită aici și despre eliberarea de sub or, alcool. Chiar duminicile trecute, um, lucrarea Duhului Sfânt văzută și manifestată, practic, dacă pot să zic, palpabilă. Am văzut schimbare în ceea ce ține comportamentul meu, atitudinea pe care am început să o am alta decât ceea ce era. În timpul slujirii pe care o face pastorul în biserică, chiar duminica trecută vreau să mărturisesc, îmi ciupeam picioarele și mâinile de la ceea ce se întâmplă, adică o, o putere pe care era învăluită, în special în rândurile din față. Și atunci mi-am mi propus și mi-am zis mie, am zis că nu mai trebuie să stau așa, mai bine, e pentru cineva și nu pentru mine. Pentru că dacă nu mă deschid eu și nu caut, atunci nu cred că voi avea experiențele pe care alți frați mei le povesteau. Și mă, ascultându le sceptic, îi, îi credeam dar iarăși punem uh, uh, explicația că bă, sunt emoții care a, omul nu le-a mai controlat și au început să simtă niște chestii dar le-am simțit pe propria piele cum zice român pe propria experiență influența generațională -gener am înțeles o iarăși aici uh, am uh, citit o carte care soția prima uh, soția a citit o de Derek Prince și acolo am înțeles, pentru că înăuntru meu, undeva încă din copilărie, nu l-am iertat pe tatăl, care era decedat de la 12 ani, când aveam 12 ani, că a făcut eșec în viața lui și a făcut eșec și în familia noastră. Nu neapărat țineam o rănciune sau o amărăciune, dar în subconștientul meu era chestia asta. Și comparațiile pe care le avem în subconștientul meu, că ok, numai nu ca el să fiu. Ok, numai nu ca el să fiu. Nu vine o pifon că da, să fiu mai bun. Dar cumva era un sertar care ziceam că nu-l ating. Înțelegând chestia asta am zis că ok, trebuie să îl iert. Pentru că supărarea pe care am, am plantat-o în mine de-a lungul anilor, am zis că nu îmi va da o, o libertate. Trăind într-o libertate totală ceea ce ne cheamă cuvântul pentru că noi nu mai suntem fii ai păcatului, ai întunericului. Odată eliberați, odată având relație cu Domnul Iisus Hristos, noi suntem liberi Și libertatea asta, fiind pocăit, mai gând la biserică, nu trăiam e, în plinătate. Pot să zic așa cu picioarele în două bărci. Adică, da, știam că sunt salvat, știam că e, sunt iertat, știam că jertfa Domnului Iisus Hristos m-a iertat și e, sunt păcat cu el, dar nu puneam accent pe ancurile care le căram de urma mea, ceea ce ține e, supărarea pe tatăl meu biologic, pe tatăl meu e, fizic, care și-a ales drumul alcoolului. Abia citind Derek Prince am înțeles că trebuie să mă eliberez de acest lucru. Și atunci am făcut chiar o declarație în scris, așa pentru mine, unde am scris că da, îl iert pe tatăl meu, pentru că a făcut asta, asta, asta și am punctat. M-am rugat și de atunci n-am mai avut gânduri să fac trimitere, numai nu ca el să ajung.